Președintele clubului Chindia Târgoviște, Marcel Ghergu, a declarat pentru Columna TV că Robert Văduva este încă jucătorul Chindiei. Este adevărat că au existat și încă există discuții privind transferul jucătorului care nu își mai dorește să rămână la echipa de sub turnul Chindiei. Deși nu a dorit să apară în fața camerei de filmat, Ghergu spune că pe parcursul zilei de mâine se va perfecta transferul lui Văduva. Clubul târgoviștean deține 25% din contractul jucătorului, restul de 75% aparținând școlii de fotbal Cică Popescu. Oficialii clubului din Ștefan cel Mare sunt așteptați să vină la Târgoviște pentru a negocia transferul, însă confruntarea s-a amânat pentru ziua de joi. Dubios este faptul că jucătorul târgoviștean a fost prezent la partida de luni seară dintre Concordia Chiajna și Dinamo București, terminată 1-3 în Cupa Ligii. Noi sperăm ca în curând un oficial al Chindiei să se încumete și să ofere o declarație oficială privind transferul jucătorului.